Poporul român aniversează 70 de ani de la refacerea granițelor de vest ale țării, granițe care au fost modificate în urma monstruosului dictat de la Viena. Ca recunoștință pentru sacrificiile făcute în războiul de reîntregire, poporul își aniversează armata, instituția statului de la care a cerut întotdeauna loialitate, încredere și siguranță pentru a putea munci, a crește și educa urmașii, sperând la o viață mai bună. Astăzi, în preziua acestei aniversări, instituția care dă anual Armatei Române mai mult de o treime din cadrele militare necesare, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre Basarab I, organizează ceremonia de depunere a jurământului militar. 130 de elevi, care urmează programul de pregătire post-liceală cu durata de 2 ani formare maiștri militari, sunt pregătiți să depună jurământul de credință față de patrie, și popor, așa cum au făcut-o în urmă cu aproximativ 3 ani, cu ceilalți 240 de colegi ai lor de la programul de formare a subofițerilor. Recunoscută fiind calitatea actului educațional și profesionalismul personalului didactic, școala a ajuns să formeze specialiști în ultimii ani, nu numai pentru forțele terestre române, ci și pentru alte categorii de forțe ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Administrației Naționale a Penitenciarilor. Valoarea instituției este evidențiată de prezența la acest eveniment a unor senatori și deputați de Argeș, a conducerii Consiliului Județean și Prefecturii Argeș, a conducerii Primăriei Municipului Pitești, care ne-a permis să venim în mijlocul societății civile organizând acest eveniment, dar și a unor reprezentanți de seamă ai conducerii armatei, cum sunt domnul general major dr. Gabriel Gabor, directorul statului major general, și domnul general de brigadă dr. Vasile Roman, șeful instrucției și doctrine din statul major al forțelor terestre. La moment aniversar, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre Basarab I asigură conducerea armatei române că și în acest an școlar își va aduce aportul la implementarea unui învățământ de calitate, la formarea unui maiștri militar și subofițeri profesioniști, capabil să execute toată gama de misiuni specifice structurilor în care vor fi repartizați. Dragi elevi, astăzi, în orașul Alerelor, în ajunul zilei armate, în prezența unor personalități de bază ale administrației centrale și locale, ale armatei și celorlalte structuri de apărare, ordine publică și siguranță națională, vă legați pe viață de țară. Cu siguranță nu veți putea uita acest moment al carierei, pe care personal vă doresc cât mai lungă și plină de satisfacție. Să învățați, să vă instruiți și să fiți buni cetățeni, respectând valorile naționale, Constituția, legile țării și regulamentele militare, așa cum veți jura în curând. Dragi părinți și rude ale elevilor noștri, vă mulțumesc pentru educația pe care ați dat-o acestor copii și prin mine, personalul Școlii Militare de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre, vă asigură că va dezvolta procesul educațional început de dumneavoastră, continuat de instituțiile civile de învățământ, concomitent cu pregătirea militară și de specialitate.
Ne dorim ca la sfârșitul acestui an de învățământ să aveți satisfacția descoperirii la copiii dumneavoastră întorși acasă a unor noi profile comportamentale bazate pe cinste, seriozitate, ordine și disciplină, a unor noi caractere mai puternice, capabile să ia decizii juste. Așa să ne ajute Dumnezeu. Onorată asistență, dragi elevi și elevi ai Școlii Militare Vasarab I. Este pentru mine o bucurie că dumneavoastră astăzi ați depus jurământul în piața primăriei. În piața unui municipiu, municipiul Orașa Valenilor, încărcat de istorie. Reședința unui județ, de asemenea, încărcat de istorie. Și nu uitați că vă aflați într-o zonă care a dat țării istorie. A dat țării 7 prim-miniștri ai Guvernului României, a dat un președinte, vorbind de istoria modernă. De asemenea, dumneavoastră, dragi eleve și elevi, ați depus un jurământ militar. E un moment important în viața, poate cel mai important în viața dumneavoastră de ostaș. Cel mai important fiindcă dacă specializările, diferite specializări, diferite școli, le veți mai urma. Însă, acest moment este unic în viața dumneavoastră. Să-l purtați cu cinste, să-l purtați cu onoare, fiindcă a fi militar al Armatei Române este o demnitate pe care cred că fiecare dintre cetățenii României ar fi bucuros să o aibă. Eu vă doresc să fiți sănătoși, să vă însușiți deprinderile militare, cunoștințele necesare profesiei pe care v-ați ales-o, dar mai ales să fiți în stare, și este dorința mea ca primar, dorința mea ca și cetățean, să transmite societății civile elemente ale Armatei Române. Disciplină, onoare, corectitudine și demnitate. Vă doresc succes, sănătate și așa să vă ajute Dumnezeu. Hei, daci! Hei! Os! Primul moment, luptă liberă imaginară. Gata! Hei, golan!